parcul fotovoltaic de pe acoperișul clădirii Inspectoratului Fiscal de Stat a fost instalat datorită unui proiect de cooperare bilaterală dintre Agenția pentru Eficiență Energetică și Guvernul Lituaniei. Proiectul a fost aprobat spre finanțare în anul 2016 și a fost finalizat în 2018. Obiectivul principal acestui proiect a fost de a promova energia din surse regenerabile, de a prelua experiența statelor Uniunii Europene în acest domeniu. Aici, în spatele meu, a fost instalat un parc fotovoltaic de circa 55 de kW putere instalată, cu un număr de 222 de panouri fotovoltaice și două invertoare. Acest parc fotovoltaic produce pe an aproximativ 60.000 de kW. Acest proiect a fost implementat în anul 2018 și în acești 3 ani de zile acest parc fotovoltaic a produs aproximativ 200.000 de kW, ceea ce a adus o economie acestei instituții de aproximativ 400.000 de lei. Prin intermediul unei platforme online de monitorizare, noi putem verifica și putem vedea online și chiar în fiecare oră cât energie electrică produce acest parc fotovoltaic.